Bă, eu chiar sunt singur elev din școală, n-am văzut pe nimeni venit pe școală. Oare profesorul m-a mințit? O să am colegi de azi? Bă, dar ce școală asta, mă? Ce mai e școala asta, mă? Că mi s-a luat, bă, nu mai suport. Dacă nu vine nimeni în următoarele 5 minute, plec. Gata, m-am strurat. Mamă, s-a terminat vacanța. Sper măcar să nu fiu ca de fiecare dată primul venit în clasă. Bă, dar cine e ăla? Și ce caută în banca mea? Ai banca mea, acolo stăteam eu. Bă, dar nu vine nimeni. Bă, băi, tu cine ești? Bă, cine ești? De ce stai în banca mea? Băi, asta e banca mea, bă. Bă, Iosdir aici, bă, Iosdir, bă, că pe mine m-a chemat profesorul. Da, așa că e banca mea. Azi a început școala. Păi, bă, un domn profesor, un cocoșat care are dită mai ca tanele de mari. Mă, bă, știu că ăla mă enervează. Dar și pe mine, bă, e cocoșat rău, mâncare și bă. Pe bune! Ia zi, mă, de ce stai în locul meu, ia zi? Păi, aici era meu der, bă, că ieri m-a... Nu trecut nici măcar ieri aici, nabule. Păi, da, bă, ieri m-a dus ca să-mi arate tot școala asta de determinați de oameni mentali. Că poate, bă, el poate i-a omorât pe toți colegii, de ce? De asta sunt numai noi. Ha? Da, că te ești găsit și ești altul loc. Asta e banca mea, ce nu înțelegi? Ei, vrei să ne certăm? Ei, uite, aici stau. Ce? Bă, aici o să te bânti tot anul, bă, o să te bânti, o să-ți fac viața, un gunoi o să-l fac. Chiar sunt curios dacă a venit nou copil la școală, ia să vedem mai aici. Opa, văd că sunt doi băieți aici, ia. Salut copii, bună ziua copii, bună ziua, ce faceți copii, ce faceți? Văd că ai venit la școală, Dariusel, văd că ai venit la școală. Ați făcut cunoștință deja, văd că v-ați împrietenit, ce bine că stați amândoi aici în aceeași bancă. Aici v-ați împrietenit deja, nu-i așa? El a vrut să-mi ia locul ăsta, știi și tu că eu de aici stau de când am venit la școală. Mă, stați puțin, voi vă certați pe locuri, bă, stați puțin. Dar, Dariusel, stai puțin. Nu știu dacă ați făcut cunoștință măcar? Nu. Stai, știi cum te cheamă? O cheamă Castorul. Da. Păi, cum te cheamă ea? Deci Dariusel și Castor, ok. Dariusel, fii atent că tu aici are dreptate, Castru. Aici este locul lui. El aici a stat anul trecut, aici a stat toată viața lui, tot aici a stat. Tu dacă ai venit după un an, trebuie să-ți găsești alt loc, Dariusel, ok? Găsește-ți alt loc, nu trebuie să stai. Poți să stai lângă el dacă vrea și el sau așa, dar poți să te pui în alt loc. Aici ca să mă bânduie pentru toată viața lui, dar eu nu vreau să aici. Dariusel, tu tocmai l-ai amenințat. Nu, minte, Doamne. Ok. Camere, nu sunt camere. Ba, sunt dar camere, uite acolo, e o cameră, e o cameră aici ascunsă, dar lasă că nu vă mai zic. Da. În fine, hai stai să mă pun și eu la catedră așa puțin, stai să mă pun și eu la catedră, copii. Da. Să plece de aici, că mă enervează. Gata, stați cu minți. Fiți atenți, copii, am o surpriză pentru voi astăzi, deci fiți atenți. Pentru prima oară, hai să vă zic așa, de început, Castorul și Dariusel, da, ca să știți acum cum vă cheamă, sper să vă împrieteniți, pentru că o să aveți un an lung și știți și voi asta, o să dureze foarte mult timp și trebuie să fiți prieteni, că altfel nu prea e bine. Nu vreau cu nabul ăsta, că e prea nab. Dariusel, ce ți-am spus că tu nu o să primești mâncare în ziua în care ești rău? Vrei să nu primești astăzi mâncare? Da, vreau mâncare. Păi atunci nu mai fi rău, ți-am spus asta data trecută, ieri chiar ți-am spus. Da, de mâncare. Bun, acum vreau să vă pun niște întrebări de cultură generală. Ce spuneți de asta? Un mic test așa, dar nu e test, e așa, să vă zic. Vreți? Hai să vedem care este mai deștept, care s-a pregătit pentru astăzi după vacanță, o recapitulare așa scurtă, să vedem. Eu vreau pe mama lui Castorul. Bă, vorbește, bă. Castor, vină cu mine puțin. Dar o să-l stai aici, Castor, vină cu mine. Fii atent, Castre, că Dariusel așa el, e mai rău, nu știu de ce el chiar așa, dar lasă, nu-i nimic, dacă îți face ceva, să-mi spui mie că am asta aici în spate, ok? Da, hai la ce faceți, bă, voi, dar, da, stai, am auzit ceva, Dariusel vorbeai, ce ziceai, ce ziceai, Dariusel? Ce faceți, bă, v-ați pupat în baia de oameni cu handicap? Răul! Dariusel, vrei să mergi la detenție? Ia, coboară tu puțin, ia, ieși, hai. Nu, mersi, pa. Bun, deci hai să vă pun, v-am zis că cine va răspunde, fiți atenți, aveți 5 întrebări o să vă pun, așa, ușoare, din orice vreți voi, așa, pentru recapitulare, să vedem câte știți, iar cel care o să ghicească mai multe, o să primească o notă mult mai bună. Bine, o să primească doar cel care ghicește mai multe, cel care știe mai multe primește notă. Mă, Dariusel, ce-ai spus? Că nu te-am auzit, mai spune o dată. Nimic, lasă. Deci, prima întrebare, hai să vedem, care este capitala României? Dariusel, Castorul, ia? Știi, Castore? Ia, spune tu. București, bravo, Castore. Dar Dariusel, tu ce vrei? Ai vrut să zici ceva? N-ai vrut să zici nimic? Nu mai contează răspunsul tău. Dar Dariusel, vezi că dacă nu știi asta, chiar e o mare problemă. Dacă nu știi, vezi că nu primești surpriza de astăzi. N-ai și român adevărat. Bun, a doua întrebare. Hai să vedem, Dariusel, că poate știi pe asta. Ce mare se află la noi? Cum se numește marea noastră? Știu eu. Totul, Castore, ia să te văd. Dunăre. Dariusel, tu ce spui? Eu zic că este Marea Neagră.
Bravo, dar Darusele, bă, Castore, bă, chiar nu mă așteptam, adică ai știut capitala, dar marea chiar n-ai știut-o, Castore, cum să zici Dunărea? Am uitat, dar am mers niciodată acolo, am mers la Dunăre. Păi Dunărea se varsă, se revarsă în Marea Neagră, dar nu e, doamne, Castore, nu știu, bă, chiar, bă, măcar mă bucur că știi și Darusele un răspuns, că mă așteptam să nu știe mai nimic, dacă n-a știut primul, prima întrebare, dacă nu știa prima întrebare, mă gândeam, bă, ăsta chiar nu știe nimic și trebuie să-l învăț, că e cam fraierel, da? Vedem că se descurcă. Bravo, Darusele, bravo! L-am lăsat eu la prima întrebare. Am înțeles. Hai să vedem ce lași tu, să vedem a treia întrebare. Fii atent că aveți 5 întrebări care răspunde mai bine. Ăla o să știe mai mult, să vedem dacă știe, dar răsele dacă le-ai lăsat sau nu. Acum o întrebare de matematică, așa că suntem aici în clasa de matematică. Cât face 1 plus 1? Eu știu. Dar eu am zis, tu nu aveai voie să-și dea răsel, că eu am zis, trebuie să zici că tu știi. Păi răspuns, nu trebuie să zici direct. Ba nu, am câștigat, easy, Napoli. Dar Rusele, ai zis tu doi, dar trebuia să lași pe coleg totuși. Dacă el a zis eu știu primul, tu trebuia să zici eu știu și după trebuia să zici că ridici mâna, trebuia să ridici tu mâna. Dacă eu l-am lăsat prima rundă, nu-l mai las niciodată, ați înțeles, focoșatule? Bă, dar să le vezi cum vorbești, s-a mai spus o dată, vezi cum vorbești, că nu acceptăm comportamentul ăsta. Dar să le, astăzi, dacă mai faci o mișcare, nu o să mănânci absolut nimic, ai înțeles? Profu, dar nu e așa că așa trebuie să ridicăm mâna, uite așa. Ba da, uite, vezi, dar să le cum ridică el mâna și cum spune. Așa? Da, așa, trebuie să ridici mâna. Cine ridică primul, ăla răspunde. Sau așa, bam. Dar Răsele, nu suntem la ora de dans, nu suntem la dansa, nu ești la România, nu ești la nimic, dar Răsele, fii cu minte, te rog. Ești la mama ta! Mai putu să zici așa ceva. Bine, dar Răsele, bine, vedem, lasă, că vedem când o să vorbim cu părinții tăi, să vedem dacă mai faci la fel. Pentru a patra întrebare, vreau să vă întreb dacă îl știți pentru, în primul rând, pe Rafael Gă, youtuberul. Da, știu, e prea la copilul. Mie îmi place de el. Îți place Castorul, e bravo. Bă, dar Răsele, ești prea romă, dar Răsele. Eu filmez cu youtuberul ăla, dacă nu știți. Cum? Bă, și el e prea nu, bă. Cum filmezi cu el? Cum adică filmezi cu el? Dacă zici că filmezi cu el, înseamnă că tu ar trebui să știi asta. Câți abonați are? Știu. 36k. Stop, uite care ridica mâna. 37k și 100 de abonați. Are 37,1. N-are cum să știe că e în plus, că s-a uitat, n-are cum să știe că e în plus. Tu cât zici? Eu zic 36k. Greșit amândoi, dar Castor a fost mai aproape. 37,9. Am văzut telefonul, e în buzunar telefonul. Ia. Opa. Nu mă lasă, mama, cu telefonul ăla. Ia scoate din ghiozdan ceva, ia scoate din ghiozdan sau din buzunar ce ai tu. Uite-te din ghiozdan. N-are mă nimic, dar Răsele, uite, n-are nimic. Bun, lasă-mă la jos, Castore, că încă n-am zis întrebarea, deci nu trebuie să zici înainte. Deci după ce au zis întrebarea, atunci fiți atenți. Scorul este foarte strâns, este 2-2, aveți două răspunsuri corecte de fiecare, dar acum este ultima întrebare și cine va răspunde primul la asta cu mâna ridicată, evident, o să primească nota 10. Sunt cel mai deștept din clasă. Bine, să vedem cine e mai deștept dintre voi doi. Hai să vedem. Acum o să vă dau o ghicitoare. De fapt, nu o să fie întrebare, dar într-un fel întrebare, trebuie să răspundeți la asta. Știți ghicitori? Ați mai făcut până acum ghicitori? Da, ai făcut, sunt cel mai bun. Bine, ia să vedem cât de... Ia să vă văd cât de bun sunteți. Dar să mă pun aici jos, bam. Ia să vă văd dacă știți ghicitoarea aceasta. Da, primul care ridică. Bă, nu acum că nu n-am zis. Umblă moșul prin pădure, să culeagă fragi și mure. Pe vâlcea și pe cărare, se va ita mereu că moare. Cine este? Castorul, știi tu? Ia stai, Castor. Ia. Ursu? Dar Răsel, tu ce zici? Omul! Bravo, Castore! Tocmai ai ghicit și ai luat nota 10! Dar Răsel, cam nu prea bine, deci Castor a luat nota 10 pentru astăzi. Lasă că altă dată poate te descurci mai bine, totuși te-ai descurcat la două întrebări. Bă, unde pleacă? Bă, unde pleacă, mă, copilul ăla? Bă, mamă. Mamă, am căzut pe jos. Ce mă dor picioarele. Mamă. Ai, sunt ok, dar mă cam doare picioare. Mamă, ce-am căzut aici. Rămâi aici, așa, pe scaun, că vorbesc eu. Bine, copile, vorbește tu, că mă doare. Mamă, ce mă doare, m-am lovit rău de tot. Bună ziua. Hala, bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Uite, deci, colegul meu se ducea cu skateboardul pe scări. Și proful a vrut să se ducă după el și a căzut pe scări. Da, m-am lovit, nu mai pot să mai merg, mă doare rău piciorul, de-aia m-am pus aici. Mă puteți ajuta cu ceva? Da, o să văd ce pot face. O să mă duc aici să văd cu ce vă pot ajuta. Ok, uite că am găsit, deci, un paracetamol. Mă, cum să-mi dați paracetamol, doamna doctor, că paracetamolul e pentru dureri, dar pe mine, eu m-am lovit, cum îmi vindecă mie piciorul? Cum îmi vindecă piciorul?
piciorul. Dacu pasă track. Bă, puteți să vă duceți puțin înapoi că vreau să vorbesc și eu cu copilul. Ok. Copilul, eu am zis să duc înapoi, dar vă când s-a ieșit afară, în fine, dar mai bine, mai bine, că așa nu ne aude dacă e afară. Bă, dar e cam ciudată, doamna doctor, asta. Da, știu, chiar am observat. Nu știu ce are, dar nu știu. Ia, cheamă înapoi, să mă ajute. Doamna, veniți, vă cheamă proful. Da, care este problema? Dați-mi altceva, dați-mi un bandaj, un ceva, că mă doare, nu mai pot și paracetamolul ăla. Aproape-i s-a rupt piciorul și voi dați paracetamol. Mă, e cam ciudată copilul, e fata asta, femeia asta. Pare că nu-i pasă. Da, e prea ciudată. Da, așa, ați găsit, ce aveți, doamnă, doctor, că nu vorbea copilul de băiatul ăla, rău. Ia la aici, ia că s-am pus acum. Pune plastru, așa, pune bandana aia. Pune bandaj așa, gata, bine, perfect, așa. Copile, hai să plecăm încă deja. Mamă, stai să dacă poți să gata, mamă, ce greu e. Hai copile, hai copile. La revedere, mulțumim, la revedere. Vin aici. Hai, mamă, ce, doamne, vino noi într-aici. Uite, aici e asta. Aici e pentru profesor. Bine, tu știi. Hai să luăm puțin loc aici, că deja mă doare piciorul. Mamă, deci mă doare rău tot copile. Mamă, dar fii atent copile. Băi, era prea ciudată femeia, adică sincer, eu n-am mai văzut, cred că e nouă. Eu n-am mai văzut aici anul trecut. Eu chiar n-am văzut. Dar nici eu, anul trecut parcă erau. Aula, sărămâna, de ce ați venit aici? Bună ziua! Am uitat să pun compresa. Ce ai uitat compresa? Hai, pune-mi aici, stai să mă ridic, Puneți compresa aici, că... Ce rece, mamă, ce rece. Gata, atâta? Da, domnule, gata. Gata, mulțumesc, pa, copile, mamă, copile, deci nu știu, e prea ciudată, mă, hai să ne punem iar jos, mamă, stai, trebuie să-mi treacă. Da, dar Rusel unde s-a dus? Păi, dar Rusel că a plecat, nu știu, că cu skateboardul, nu l-am mai văzut. Dar ce copil rău. Dar oricum, cred că l-am luat directorul. Adică nu cred, trebuie să-l ia, e nebun copil. Da, nu e cam nebun. Bă, stai că s-aude. Bă, cred că a venit înapoi. Dar Rusel... Ce să fac, dar Rusel? Stai jos, te rog. Nu mai sări pe aici, că dărâmi astea pe aici. Stai jos. Ai glumit? Ia uite-te ce am eu aici. Uite-te ce am eu la picior, că nu mai pot să mai merg. Ai glumit, nu? Uite ce mi-ai făcut. Aule, numai din vina ta. Domn director. Deci ai văzut, da, ce am, nu? Asta din vina ta, nu că ai glumit ce? Uite ce mi-ai făcut la picior. Deci asta e glumă la tine, dar eu să le-ai văzut ce mi-ai făcut. Vezi ce mi-ai făcut? Era să mă rup piciorul, domnule ferește. Sper să nu fie rupt. Dar, Nu-i fi la dumneavoastră că sunteți bătrâni și nu puteți să vedeți nici cu ochii la ce chiar sunteți, domnul. Asta e vina dumneavoastră. Bă, copile, vezi cum vorbești, cum să fie, mă. Bă, a fost castorul martor. Tu, dacă ai fugit, eu trebuie să te iau. Cum vrei? Trebuia să te ducă după tine, că după el îl concedia. Da, mă, concedia, da. Se pare normal să fugă copiii din școală. Nu e frumos ce faci, dar Rusele. Ești nebun. Copii, hai că trebuie să ieșim de aici, că poate vine domnul director, poate vine un alt profesor și nemie că... Haideți repede, gata, hai. Hai domnul. Veniți? Mă, dar să le vorbește, mă, frumos. Mamă, dar mă doare piciorul, n-am ce să fac. Te ajut, prof, te ajut, vin aici. Ajută-mă, copile, ajută-mă. Hai, repede. Hai. Bun, copii, deci cam astăzi atât a fost, nu mai avem mult. S-ar putea să trebuiască să mânc... Vă e foame sau nu mergem acum, nu vreți mâncare? Unde te duci? Mă, iar a plecat.